Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și abia am terminat de sistemat, de aranjat altarele pentru lucrările care le-am început în această seară. Sunt copză de răcită și punându-mă în pat mi-a venit în minte un ritual care e, ar fi necesar pentru o clientă și prietenă, Elena se numește ea. Pentru a te ajuta să vorbești cu o persoană în somn. Acest ritual trebuiește făcut seara înainte de a merge la culcare. Este chiar foarte faimos. A fost găsit într-un manuscris care provine din anii 1800, unde era scris în latină, este acest manuscris. Iar pe acest manuscris era scris: dacă tu ai de dat explicații unei persoane cu care ai întrerupt rapoartele sau o persoană a ieșit din viața ta fără să-ți dea anumite explicații și nu știi cum să ajungi să ai o explicație de la persoana asta, este de ajuns seara înainte la culcare cu vopsea, era scris acolo, dar eu aș spune că eu că vopsea nu, roșie sau albastră, pe palma mâinii drept. Drept, de la mâna dreaptă, scuzați-mă, dar sunt destul de răcită și cred că mă înțelegeți greu. Vedeți că mi-e greu să vorbesc. Este de ajuns să scrii 3 cuvinte magice. Aceste 3 cuvinte magice au făcut un pic în conjurul lumii, dar eu am decis să vi le spun și vouă, ca să știți și voi să nu fiți în urmă. Deci, pe palma mâinii drepte scriem aceste cuvinte. Voi vedeți în oglindă, din păcate, pentru că am scris cu mâna stângă, ori cu pix carioca roșie, ori albastru. Deasupra scrieți numele persoanei cu care vreți să vorbiți, iar de desubt scrieți. Vedeți? Mă apropii. Da, sigur vedeți în oglindă. Deci, alas. De două ori puneți L în mijloc. Gali, de două ori L și la Gali. Și in nominem cu Y. Deci, vă spun pe litere A, L, L, A, S, G, A, L, L, I, Y, Y, N, O, M, I, N, A, M. In nominam. Alas, Gali, in nominam. Este de ajuns să scrieți aceste cuvinte pe palma mâinii drepte și să vă puneți la culcare. Veți vedea că în somn veți reuși să vorbiți cu persoana aceea care vă doriți, care nu vi-a dat o explicație sau v-a lăsat fără o explicație sau căreia doriți încă să-i mai dați o explicație. Important este când vă treziți dimineața să nu priviți imediat o oglindă, să nu priviți imediat o rază de soare sau o rază de lumină puternică. Înainte să deschideți ochii, să rămâneți puțin în pași și să vă gândiți, să reușiți să vă amintiți ce ați visat, ca să reușiți să vă amintiți și ce ați vorbit. Dacă nu vă iasă din prima sau nu reușiți să vă concentrați și pentru că este imposibil să dea greș aceasta este o formulă magică, o invocare prin aceste cuvinte voi reușiți să invocați persoana respectivă, vă poate ajuta și să puneți o poză acestei persoane supernă când vă puneți la culcare sau pe noptieră lângă pat unde dormiți, la capul patului unde dormiți, puneți o poză cu persoana cu care doriți să vorbiți. Eu vreau să-mi scrieți în comentarii care au fost rezultatele voastre, câți dintre voi l-ați făcut și cum vi-a mers. Eu vă doresc o seară plăcută, o noapte bună și sper să ne sănătoșim într-un final, că ne-am săturat de atâta răceală și de atâtea probleme. Nu aveți nimic de pierdut, trebuie să încercați și să încercați și să vă amintiți. Pentru că ritualul nu dă greș, problema este că nu reușiți dimineața să vă amintiți ce ați visat. Noapte bună vă doresc și ne vom vedea săptămâna viitoare.